Sâmbătă 21 ianuarie, în urma unui apel primit la 112, detașamentul de pompieri Suceava s-a deplasat cu o auto specială pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la un autoturism aflat într-o parcare de pe strada Ștefan cel Mare din municipiul Suceava. Dispusele proprietarului acesta a pornit mașina în moment în care a observat ieșind flăcări de sub bord din partea dreaptă. A încercat să le stingă cu stingătorul din dotare, între timp anunțând și pompierii. La sosirea acest autoturismul marca Ford Mondeo Ardea există în pericolul de propagare la alte două mașini parcate în apropiere, un Ford Fiesta și un Deumatiz. Astfel s-a procedat la îndepărtarea celorlalte două autoturisme din zonă, concomitent cu localizarea și lichidarea incendiului. A ars interiorul autoturismului Formondeo, degradându-i se caroseria în proporție de 60%. Celorlalte două autoturisme li s-au degradat elemente de caroserie, vopseaua și ornamente, respectiv la Ford Fiesta un far, o oglindă, parbrizul și 20% din caroserie, iar la Matiz o triplă ornamente din plastic și vopseaua seaua de pe partea dreaptă a caroseriei. Din primele cercetări, incendiul a izbucnit din cauza unui scurt circuit produs la un conductor defect sau izolat necorespunzător. Pompierii au reușit însă să salveze compartimentul motor și restul caroseriei la autoturismul Ford Mondeo și celelalte două mașini parcate în apropiere.